Schimbă perspectiva cu Mirela Retegan la Europa FM. Bună ziua, dragi ascultători! Sunt Mirela Retegan și începând de astăzi schimbăm perspectiva. Emisiunea Antrenorul Părinților se transformă pentru că toate lucrurile din jurul nostru bine ar fi la un moment dat, când ele își ating obiectivul, să se transforme în ceva și mai bun și mai frumos și mai înalt. Asta facem și noi începând de astăzi, în fiecare duminică de la ora 11, aici la Europa FM. Schimbăm perspectiva. Emisiunea Antrenorul Părinților a fost casă bună pentru noi și pentru voi atâția ani de zile Astăzi, prima ediție Schimbă perspectiva Este cu partenerul meu din ultimii ani De aici, de la Europa FM Care astăzi este în calitate de invitat Al emisiunii. Gașpar bună dimineața! Bună dimineața, Mirela! Cum e să fii așa, invitat la emisiune? Cu multe, multe emoții. Ai vorbit atât de frumos Și mă gândeam la ce a fost În trecut, la antrenorul părinților În același timp, mă bucur tare mult Pentru acest nou început. E, e minunat! Sunt două motive pentru care ne-am dorit să facem această emisiune împreună. În primul rând pentru că vrem să ne luăm rămas bun de la ceea ce a reprezentat frecvența și ora asta pentru noi și pentru voi. Și în al doilea rând rămâneam cu 69 de ediții și nu e tocmai ok să ne blocăm în această cifră. Trecem la Are 70, sens. nu? mult da, da. mulțumesc frumos! Să le spunem ascultătorilor că aici se încheie drumul nostru și mi se pare că este absolut minunat să înveți când ai dat tot ce aveai de dat într-un proiect și închizi lucrurile și te duci mai departe, rămânând prieteni, parteneri, um, o, 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 oameni. Um, Bun de pus acolo în cutia inimii pe care știi că poți să-i accesezi oricând hmm. vei mai avea nevoie. Cred că e o lecție atât de importantă, Mirela, să învățăm să închidem capitole, episoade și e ceva ce nu prea învățăm în copilărie. Părinții nu ne-au ghidat în direcția asta, profesorii n-au știut cum anume să ne susțină atunci când treceam dintr-o etapă a școlii în alta și ne rămâne nouă această responsabilitate la vârsta adultă și e ceva ce recunosc că eu am învățat să fac abia în ultimii 5 ani. Până, până de curând despărțirile mele erau destul de neplăcute, dezgomotoase, de dureroase, și pentru o parte și pentru cealaltă și cred că e, e o artă asta, să înveți să ți iei rămas bun de la ceva, de la cineva, într-o manieră plină de bunătate, de umanitate, exact așa cum ne străduim să facem noi. Hai să fie prima ediție, schimbă perspectiva despre capacitatea noastră de a schimba perspectiva atunci când trebuie să închidem ceva. Uite, noi am discutat în vara asta despre faptul că cele 69 de ediții de antrenorul părinților au cam atins toate punctele importante în relațiile dintre părinți și copii. Oamenii le găsesc în Spotify, le găsesc pe youtube Europa FM, le găsesc mare parte în cartea dincolo de parenting și teorii, așa că lăsăm în urma noastră ceva, dar mai de Parte, energia fiecăruia dintre noi s-a dus deja în altă direcție. Și eu și tu am simțit asta. Am știut încă de la ultimele ediții că se cam termină rezerva, da. că rezervorul de energie e, e, e pe final. Hai să vorbim despre cum putem să identificăm atunci când, într-o situație din viața noastră, se cam termină rezervorul. Aș întreținea, spune Mirela, că merită să ne întrebăm uh, cel puțin uh, în fiecare anotimp care sunt acele activități, care sunt acele proiecte, care sunt acele obiceiuri, comportamente pe care vrem să le ducem mai departe și care sunt acele părți ale vieții noastre pe care, pe care vrem să le rescriem. Și acest lucru cred că este valabil pentru fiecare capitol al vieții noastre, pentru partea profesională, pentru tot ceea ce ține de relația cu noi înșine, pentru schimbările în stilul de viață pe care vrem să le facem, interacțiunea cu cei din jur. Și cred că o mare greșeală pe care noi oamenii o facem e aceea că trăim cu impresia că suntem nemuritori și lăsăm timpul să treacă fără să conștientizăm că e cea mai importantă resursă pe care o avem și care nu este regenerabilă și după aceea la un moment dat ajungem într-un punct în care ne trezim într-o criză pentru că ne dăm seama că trăim o viață care nu se mai potrivește atât de mult cu valorile noastre, cu viziunea noastră, cu ceea ce ne dorim de fapt și putem evita astfel de crize dacă avem o relație suficient de conștientă cu noi înșine și dacă îndrăznim să ne întrebăm, duc mai departe acest comportament, acest proiect sau mai degrabă le rescriu. Ok, dar până acolo apare griza. Da? Griza Griză... poate să apare înainte sau după, depinde... Apare o situație mm -hmm. de blocaj, da, 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 care poate să fie uh, în relația cu partenerul, în relația cu copilul, în relația cu șeful, în relația cu colegul, în relația cu vânzătoarea de la pâine, în relația cu organul uh, de control, în relația cu autoritatea, în relații da. apar blocajele de fapt. Exact. În relația cu munca, în relația cu banii și tu care promovezi de atâția ani uh, revoluția relațiilor în România. Hai să-i ajutăm pe oameni să învețe, măcar să înceapă, să privească în momentul blocajului lucrurile dintr-o altă perspectivă. Da. Pentru că acolo începe drama când îți dai seama că te desparți de omul cu care ți-ai construit toate visele și ai sperat că o să treci până la adânci bătrâneți v-ați făcut o casă, ați făcut un credit ați închiriat un apartament ați investit timp, energie, bani și emoții și într-o zi vine și spune vreau să ne despărțim și în momentul ăla ți-a căzut cerul pe cap da, da. rămâi fără aer și toate devin negre în jurul tău. Ăsta este, din punctul meu de vedere, momentul în care, dacă te antrenezi să vezi lucrurile din mai multe perspective, ai șansa să nu intri foarte tare în, în gaură aia neagră care se deschide atunci când apare problema. Da, are, are foarte mult sens ceea ce ai spus, și sunt situații în care viața ne forțează să acceptăm o realitate într-un mod brusc, exact așa cum a fost un exemplu pe care tu l-ai dat. Ar fi minunat dacă oamenii ar putea să se pregătească pentru a încheia ceva, dacă ar avea parte de un proces. Noi asta am făcut, am avut mai multe întâlniri, mai multe discuții. În luna august îmi amintesc cum eram la o cafenea și amândoi am lăcrimat la gândul că uh, a fost un proiect foarte frumos și am ca cum le descriem, am vorbit foarte despre sincer despre ce exact, fiecare și despre exact, ce își dorește fiecare mai departe Exact. și asta contează atât de mult să-i dai celuilalt și să ai și tu timpul necesar pentru a regândi un pic lucrurile și am mai făcut ceva, Gașpar ceva ce uh, eu făceam cu Maia când era mică și de aici mi-a venit ideea acestei emisiuni, Schimbă perspectiva, pentru că mai venea uh, acasă și îmi spunea diverse probleme de la școală legate de colegi sau de profesori și ca să o fac să înțeleagă că nu sunt pe aceeași lungime de undă, că toți suntem la radio, o puneam pe, făceam un joc cu ea. Și de aici, de fapt, s-a născut ideea de schimbă perspectiva. O puneam pe Maia să se așeze în sufragerie pe un scaun uh -huh. și o întrebam ce vezi de pe scaunul ăsta. Și ea vedea în față uh, geamul. O mutam pe scaunul de vis-a-vis -vis și vedea în fața ei peretele. O mutam pe scaunul din dreapta și vedea biblioteca, iar de pe scaunul din stânga vedea televizorul. Și spuneam, uite, vezi, masa asta este problema. Aceeași. Fiecare dintre voi, cei implicați în această problemă, o vedeți din perspective diferite. Dacă tu reușești să-i aduci pe ceilalți, lângă tine, vor vedea și ei fereastra. Dacă nu ei văd peretele, da. dacă nu poți să-i aduci pe ei lângă tine, du-te tu lângă ei ca să înțelegi ce văd ei. Noi, când am ales să închidem emisiunea Antrenorul Părinților, ne-am așezat în cele patru colțuri ale mesei și ne-am uitat împreună. Ce arată viitorul? Exact. Pre ce putem să ne îndreptăm? Ce pierdem și ce câștigăm de fapt? Și ne-am dat seama onest care sunt lucrurile pe care ni le mai dorim și care sunt lucrurile pe care nu le mai dorim fiecare pentru viața noastră. E atât de bun exemplu ăsta pe care l-ai dat cu a privi aceeași încăpere din diferite unghiuri și inclusiv obiectele să le privim din diferite unghiuri. Pentru că dacă eu sunt foarte aproape de această masă, vizibilitatea mea este redusă. Nu văd oportunitățile, nu văd perspectiva, nu văd ce se află după, pentru că sunt blocat. Dacă mă distanțez un pic fizic... În proximitate. Exact. Dar dacă mă distanțez puțin fizic și ca la să, fel pot ca să o Să vorbim fac... pe oamenilor. Din... Dacă rămâi în casa în da. care e problema divorțului, că de la el am plecat, totul se întâmplă între cei patru pereți și ai senzația că acolo se termină lumea și pământul. Fă pasul de dincolo exact, de ușă, exact. ieși în fața blocului și uită-te la blocul ăla și imaginează-ți că în fiecare casă există o familie care are niște morți în beciuri. Da, da. E nevoie să îndrăznim, să ne distanțăm un pic și fizic și psihologic pentru a putea să vedem lumea, pentru a putea să vedem complexitatea, pentru a putea să vedem noi perspective, pentru că mintea noastră operează pe tot felul de idei fixe. M-am obișnuit ca lucrurile să stea într-un fel și asta îmi dă mie sentimentul de confort, de familiaritate, de siguranță, însă uneori viața îmi cere ca lucrurile să se schimbe și în momentul în care ele se schimbă, mintea mea intră într-o mică criză. Pentru că nu mai vede viitorul și are nevoie de timp să poată să construiască un nou viitor. Să vorbim punctual pe pe, pe speța asta. <laughs> Pentru că oamenii o să ne asculte acum și o să zică, da mă, bine, schimbați voi perspectiva, serios, că eu acum trebuie să mă gândesc cum împar creditul acasă, trebuie să mă gândesc cum fac custodia copiilor, cum reușesc să mă întrețin mai departe, că o să plece unul dintre cei doi care au veniturile mai mari. La ce ar trebui să se gândească oamenii aflați într-o astfel de situație ca să vadă lucrurile diferit? Aș îndreznesnea spune Mirela că e foarte, foarte important să nu se victimizeze. Și noi ființele umane avem tendința de a ne victimiza, de a vedea în special partea negativă a lucrurilor. Și în momentul în care facem asta, ne limităm orice altă perspectivă, orice altă oportunitate. Deci mă văd victimă, da? Ce pot să mă văd ca să schimb perspectiva? Pot să mă văd un om liber. Okay. Pot să mă văd un om care uh, are marea posibilitate de a-și transforma realitatea acele visuri pe care n-a putut să le transforme până în momentul respectiv, pentru că eu promovez ideea de relații și sunt foarte, foarte importante. De ele depinde calitatea și durata vieții noastre. Însă, relațiile ne și limitează. Fiecare relație e ca și cum ne-am închide Sufletul într-o Colivie și e important să decidem cât timp ne ținem Sufletul în acea Colivie cu Sufletul unei alte persoane. Și momentul în care unul dintre parteneri deschide ușa acestei colibii și spune a venit momentul să zburăm, asta ne sperie, Însă în același timp s-ar putea ca fericirea și mai mare noi să o găsim în altă parte, în momentul în care ne-am ridicat aripile și am îndrăznit să descoperim necunoscutul. Asta dacă e o colivie în care noi nu primim pâinea și semințele de care avem nevoie Sigur. ca să trăim fericiți și sănătoși în fiecare zi. Că există foarte mulți norocoși care au găsit acei parteneri cu care au relații foarte frumoase, în care se susțin, în care se împletesc și cresc da, frumos da. împreună. Una. Dacă relația aceea nu te susține să te dezvolți, să evoluezi, să crești, înseamnă că nu e o relație sănătoasă pentru tine. Sau că a fost sănătoasă pentru o vreme. Punct după care exact e nevoie de o schimbare. Am vorbit la un moment dat la una dintre conferințe despre faptul că uh, poți alege să privești uh, divorțul ca pe un eșec sau poți alege să privești divorțul ca pe. Uh, posibilitatea de a înțelege că nu acela era omul cu care tu să poți să îmbătrânești, care să râdă cu tine atunci când nu mai aveți ce să vă oferiți unul celuilalt, care să te susțină în plimbările făcute agale când abia-ți târăși picioarele de uh, problemele articulațiilor. Poate că nu acela era omul care să te aștepte de oriunde ai veni și să aibă grijă de tine atunci când ai rămâne pe un pat, cu nevoia ca cineva să-ți pună o compresă cu apă rece. Și asta poate fi un alt fel de a privi Sigur. lucrurile dintr-o altă perspectivă. Și uneori, viața ne forțează să facem asta, să privim lucrurile dintr-o altă perspectivă. Dacă nu vrem să ne blocăm în mentalitatea de victimă și vrem să fim niște supraviețuitori, vrem să fim niște oameni care înving greutățile, atunci avem nevoie să depunem acest efort, în special cognitiv, de a încerca să vedem care e partea bună din tot ceea ce trăiesc aici. Dar eu cred că oamenii nu, 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 nu știu. Poate că ar trebui cineva să scrie un ghid ce alte perspective. Poți să, adică mie mi-a fost simplu să mă joc cu Maia și să o mut la această masă. Oamenii probabil că nu știu la cine să apeleze să îi plimbe dintr-un colț în altul al problemei în așa fel încât ei să vadă alte perspective. Unor e suficient, Mirela, să ne ridicăm în picioare de pe scaun și să facem câțiva pași în stânga sau în dreapta. Știi că mi-am dat seama de asta zilele trecute când am fost pe munte și uh, am realizat că fiecare pas pe care îl faci pe munte îți schimbă perspectiva? Exact. Deci, cu fiecare pas cu care mai urci un pic, se schimbă, vezi un alt versant, vezi alți nori, vezi alți brazi, vezi și alte partea, partea foarte frumoasă e că, în momentul în care îndrăznim să facem asta, recompensa cea mai mare pe care o primim, e că descoperim frumusețile vieții. A rămâne în același loc, în același unghi, cu aceeași perspectivă, la un moment dat devine epuizant. Da, dar vezi, și parcă noi am trăit în familie în care perspectiva era aceeași. Părinții noștri uh, priveau lucrurile dintr-un singur unghi, din cele mai multe aspecte, în cele mai multe aspecte, din păcate. Și educația este cea care ne... Ține, blocați în colțul din care vedem da, da. unghiul mort? Și are, are sens, într-adevăr, că avem aceste modele pe care le-am dobândit de la generațiile anterioare. Dar e foarte, foarte important să ne amintim că această educație nu este bătută în cuie. Această educație e ceva ce ține de energia noastră psihică, care se află în controlul nostru. Și apoi mai e ceva, tot dăm vina pe ei, săracii. Deci, serios, ei au făcut cât au putut. Exact, exact. Conform informațiilor pe care le-au avut și posibilităților pe care le-au avut. Ei, și a contextului de viață în care au trăit. Ei chiar erau închiși în cutiile acelea. Eu tot timpul mă gândeam când eram copil că ce au a luat oamenii de la țară, i-a pus în niște cutii de chibrituri, pur și simplu, și i-a obligat să-și construiască acolo o lume mică și strâmtă și uh, nu le-a dat voie să vadă această perspectivă asupra vieții în care posibilitățile sunt nelimitate. Și părinții noștri, din păcate, nu mai erau nici țăranii de la țară care vedeau câmpul cât era de mare și infinitele posibilități de a-ți uh, câștiga pâinea în fiecare zi și nu vedeau nici bucuriile orășenilor care Trăiau în spații largi, cu ferestre mari, în care intra lumina, se auzea muzica și oamenii trăiau o viață frumoasă. Părinții noștri au fost niște victime din foarte multe puncte da. de vedere. Și până târziu, de tot. A trebuit să ne ridicăm noi un pic și să le arătăm o altă perspectivă. Și cred că foarte mulți din părinții în generației noastre abia acum îndrăsnesc să vadă lucrurile diferit. Exact. Aș vrea să ne întoarcem după pauză, să încercăm să ne amintim, o să încerc și eu, dar o să te rog pe tine în special, că tu ești invitatul de astăzi, niște momente din viața ta în care ai fi putut să faci diferit dacă ai fi știut atunci să schimbi perspectiva. Situații în care te-ai blocat există, dacă te uiți așa oh, cu siguranță, urmă? absolut. Multe. Situații în care te-ai blocat pentru că atâta că ai, ai știut în momentul ăla, sunt sigură că oamenii, din exemple, își iau mult mai mult decât din orice altă situație. Așa facem. Și să regăsesc. Ne întoarcem imediat să vedem cum s-a descurcat Gașpar de-a lungul vieții atunci când situațiile, au devenit blocaje și cum ar fi putut să le abordeze dacă perspectiva ar fi fost altfel. Schimbă perspectiva cu la Retegan. Ne-am întors la Europa FM, îmi vine să spun antrenorul părinților, o să-mi fie are greu, sens, are o să-mi fie, sens, fie da, greu. Da, da. Doamne, gașpar, ce puternice sunt obișnuințele. Știi că se da, spune, da. tu știi mai bine decât mine, că o acțiune repetată, repetată se transformă în obicei exact. și obiceiul se transformă în caracter. Deci tu faci parte din caracterul <laughs> meu acum. Doamnelor și domnilor, aveți grijă cu cine vă Înhăitați. Înhăitați, ca să zicem așa, <laughs> pentru că vi se, cum, cum era cu. Te-ai lipit ca timbru de scrisoare da, da, de da, mine. Da, da. Foarte frumos spus. Același lucru e valabil și pentru mine. Da, dar tu nu o să vii în fiecare duminică aici să trebuiască să uh, te obișnuiești că nu-l mai vezi pe gașpar. Că... Spune-le tu, te rog, ascultătorilor, înainte de a intra în teme serioase, că o să am tot timpul să dezbat teme serioase. Spune-le, ce ți-a zis ție chelnerul pe care l-ai întâlnit de curând la un restaurant? Da, am avut zi, o experiență zi. absolut deosebită. Săptămânile trecute am ieșit cu un foarte bun prieten la prânz. Și după ce am comandat, am mâncat, a venit același chelner care ne-a luat comanda și a întrebat dacă sunt acel psiholog cu un nume ciudat de la radio, căruia îi spune doamna Mirela Retegan că îl iubește. Și m-am blocat, n-am știut exact ce, să, ce, reacție să am și am zis că da, eu sunt și a zis că apreciază foarte mult tot ceea ce aud de la antrenorul părinților și da, sunt fel să convins că va continuare. aprecia și deci... ce va auzi la schimbă perspectiva. Da, la tuturor invitațiilor o să le spun bine ai venit în emisiune îl iubesc pe Gașpar dar Gașpar m-a părăsit sunt o femeie uita uite, aș putea să joc rolul de victimă Gașpar da, da, dacă... oamenii iubesc victimele câtă popularitate aș, aș putea să fac un subiect din asta o dramă da, și, și, tu să te duci la restaurant și oamenii se zică, să zică Dumneavoastră sunteți bărbatul ăla care o face pe, <laughs> pe la să sufere? <laughs> mulțumesc frumos pentru toate hohotele de râs pe care ți le-am provocat Am <laughs> mulțumesc și eu Îți mulțumesc că râzi la glumele mele <laughs> Și Știi? o voi face în continuare, voi asculta în fiecare duminică mulțumesc schimbă perspectiva frumos, Mulțumesc frumos, da, 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 sigur și marmotă Că mai ții minte cum împătura staniolul <laughs> Schimbă perspectiva, este o idee la care mă gândesc de foarte multă vreme, pentru că toți oamenii din jurul meu uh, mi-au spus că este principala mea calitate în relațiile interumane pe care le am. Oamenii vin la mine cu problema lor în care sunt blocați, sunt victime într-o anumită situație și eu vin și îi plimb în jurul mesei așa cum făceam cu Maia când era mică, încercând să-i ajut să vadă lucrurile din mai multe perspective și să acționeze diferit. Pentru că, până la urmă, teama noastră foarte mare este că atunci când ne blocăm într-o situație e că nu avem mijloace să schimbăm că nu știm ce să accesăm că nu știm de unde să apucăm problema dacă o privim diferit s-ar putea să găsim rezolvare fără să trebuiască să mai accesăm nimic și fără să mai apelăm la nimeni și fără să mai cheltuim niciun ban, pur și simplu văzând lucrurile diferit. Da, și permițându-ne să... Să evoluăm, să creștem. Mă gândeam pe, pe drum încoace că una dintre cele mai mari dificultăți ale omului modern atunci când vine vorba de schimbare e că nu își permite Mirela să fie în contact cu emoțiile și trăirile. Evităm atât de mult toate emoțiile noastre, toate sentimentele noastre, toate mesajele pe care corpul ne-l transmite și în momentul în care uh, viața ne cere să schimbăm ceva, noi luptăm cu schimbarea și și cu propria persoană. Dacă însă ne-am dat voie să respirăm, să spunem: ok, e neplăcut că se încheie antrenorul părinților, poate o să fiu trist, poate o să fiu supărat, poate o să fiu deranjat, dacă îmi dau voie să trăiesc toate această Toată această încărcătură emoțională, aceste emoții vin cu o energie care mă ajută să creez viitorul. Din fericire, tu spuneai înainte de, de pauză că ți-ai dat seama foarte târziu despre această schimbare de perspectivă. Eu m-am născut cu ea. Am, din totdeauna am privit lucrurile și din alt punct de vedere. Știi care a fost prima schimbare de perspectivă pe care eu am făcut-o în viața asta, a fost momentul în care nu m-am mai raportat la ce vor spune părinții mei și la ce va spune lumea despre o decizie pe care eu am luat-o pentru viața mea, ci m-am gândit la ce va spune Dumnezeu. Uh -huh. Din momentul în care eu am schimbat perspectiva și m-am gândit că pentru tot ceea ce eu fac pe lumea asta, până la capăt, eu dau socoteală instituției autorității supreme, da? Care la mine este, se numește Dumnezeu, fiecare e liber să-l numească așa cum vrea, din momentul acela eu m-am simțit liberă să fac tot ceea ce am simțit că fac. I-am dat voie mamei mele să nu înțeleagă acțiunile mele. Și să nu fie de acord cu acțiunile -am tale I-am dat voie oamenilor din jur să nu fie de acord cu acțiunile mele pentru că eu mă raportam la Dumnezeu. E adevărat că o astfel de raportare și o astfel de perspectivă. Este una foarte grea, pentru că Dumnezeu vine cu cele 10 porunci hmm. și te obligă să le respecti și te obligă să faci bine în primul rând pentru ceilalți și pentru tine. În timp ce dacă mă raportam doar la mama, mi-ar fi fost mai ușor, că mama avea grijă de mine. Nu mai avea grijă și de fostul meu bărbat, hmm. și de foștii mei angajați, da. și de foștii mei parteneri, știi? Da, da. Asta cred că a fost unul dintre marile mele norocuri. Că am, am intuit, am simțit de foarte devreme, la 19 ani când am luat prima decizie importantă din viața mea, când am fugit de acasă cu prima dragoste, că eu va trebui să-i dau socoteală lui Dumnezeu și tot ceea ce fac eu, dacă e în spiritul uh, iubirii și a credinței mele că e pentru binele meu suprem, Dumnezeu va înțelege asta. Hmm. Și am avut putere de acolo să lupt și cu mama și cu societatea și cu omul cu care fugisem de acasă până la urmă că s-a dovedit a nu fi cel cu care eu să îmbătrânesc și să mă bucur de liniște. Care au fost situațiile din viața ta în care ai fi putut să acționezi diferit dacă ai fi știut că poți să schimbi perspectiva? Hmm. Așa cum spuneam înainte de pauză, au fost multe, dar probabil că situația pe care o regret cel mai tare e ultima discuție cu tata, în care eram destul de tânăr, ca să nu spun foarte tânăr, aveam în jur de 18 ani. Erai uh... foarte tânăr <laughs> Uh, și am uh, mă pregăteam să plec de acasă. Tata era în curte, era după câteva zile de beție, însă fix în acel moment era treaz și i-am vorbit foarte urât și am avut o atitudine lipsită de respect, lipsită de politețe. Eram, eram un adolescent disperat care încerca să facă ceva pentru a-și trezi tatăl pentru pentru a-l mobiliza. Și, din păcate, aceea a fost ultima discuție pe care noi am avut-o, și am cărat în suflet această durere, acest regret încă, încă e prezent, uh, foarte, foarte mulți ani. Și acum. Uh, Cum ai fi putut atunci să procedezi? Acum, dacă e să mă gândesc la ce ne înveți tu cu această nouă emisiune, cu a schimba perspectiva, cred că ar fi fost o variantă să mă bucur cel puțin o dată în viață de faptul că am tată. Eu nu cunosc această experiență. La ani și ani distanță, după psihoterapie, după grupuri de dezvoltare personală, am început să, să schimb relația cu tata în mintea mea, în sufletul meu, dar nu am avut acea experiență faptică și ăsta e un lucru care m-a ajutat să fac foarte multe schimbări după aceea în viața mea. Pentru că unul dintre mesajele cu care eu am venit de acasă, Mirela, a fost acela că viața e grea, e dificilă și viața bună nu e pentru noi. Nu e pentru mine și pentru familia mea. Și ideea de bază era aceea că viața face din tine sau face cu tine ce vrea ea. Însă toată această transformare prin care am fost nevoit să trec pentru a accepta pierderea tatălui m-a ajutat să înțeleg că pot să las viața să facă din mine ce vrea ea sau pot să devin, așa cum spune Niculina Gheorghiță, creatorul vieții mele. Exact. Și, în momentul în care îți dai voie să devii creatorul vieții tale, sunt fer convins că Dumnezeu, Universul, toate aceste forțe superioare, indiferent de cum le numim, vor conspira pentru a fi de partea noastră. Iar asta a fost o schimbare majoră de, de perspectivă pentru viziunea unui copil crescut într-o familie în care exista alcool, în care nu era suficientă mâncare, nu era căldură iarna, adică e, e ceva ce sunt fer convins că dacă eu am putut să fac, toată lumea poate să facă apropo de faptul că aceste lecții nu sunt bătute în cuie. Ce diferite sunt experiențele noastre, pentru că uh, mă emoționam foarte tare, sunt cu lacrimile în ochi și o să-mi strici tot machiajul, Cașpar. <laughs> o să crede lumea că plâng după tine. <laughs> Dar chiar plâng după tine. Plâng după Cașpar. Mi-am dat seama că, uh, spre deosebire de tine, și eu am greșit față de tata, doar că eu am mai avut timp să repar asta, știi? Și am greșit față de el tot pe la 18-19 ani, când am avut o discuție foarte dură, în care tata îmi, îmi spunea că nu e ok bărbatul acela cu care eu am fugit de acasă, cu care știa că sunt într-o relație, și care vedea că mi-a -mi mințile, și te îmi spunea nu e ok, nu e ce trebuie, renunțasem la admitere la facultate, renunțasem la toate. Ai visele. schimbat destul de mult lucrurile în viața ta, da? Da. Și tata încerca să mă facă să înțeleg că viața nu începe și nu se termină cu un bărbat mm -hmm. și că pot să am o relație fără să-mi distrug viitorul. Și atunci am zis tatălui meu foarte rea eu nu vreau un bărbat ca tine, vreau un bărbat puternic. Pentru că știam de la mama că tata e slab, hmm. că tata nu e în stare de nimic, că tata... Ah. Permite să Și... simți, Mirela. Hmm. O să țin minte toată viața, privirea lui. n a părut rău din momentul în care am spus toate lucrurile astea, dar Atâta m-a dus mintea uh -huh. în momentul ăla. Din fericire, pe urmă, el a mai trăit destul de mult cât eu să repar prostia pe care am făcut-o. Dar în, în acel moment, fix în acel moment, am, am privit lucrurile doar din perspectiva mamei mele. Și asta aș vrea să învețe oamenii: să nu luăm de bune lucrurile pe care ne le spun ceilalți, pentru că e o perspectiva lor. Exact. Ei sunt într-o parte a mesei, și noi suntem în partea cealaltă. Și ca să-l judec pe tata, eventual, chid că bine ar fi să nu-l judec deloc, dar măcar să o fac din perspectiva mea. Eu am atacat un om, din perspectiva unui alt om care a trăit o altă experiență. Hmm. Sunt sigură că, da, o să mai vii, da? Sigur. Din când în când, așa că da, când, da. când am nevoie de câte un must. <laughs> și rămâne valabilă promisiunea noastră de a ne vedea foarte des. Asta, în plan personal, n-am nicio emoție și ești pentru mine unul dintre cei mai importanți oameni pe care i-am câștigat în acești ani. De câți ani am făcut noi emisiuni împreună? Cred că 5, am, am început uh, treptat cu acele pastile când Care, antrenorul din părinților nou ne vedem în exact, exact. Când antrenorul părinților avea invitat uh, diferit în fiecare ediție și cred că de vreo trei uh, ani am făcut antrenorul părinților. De uh, dinainte de pandemie, cred. Păi nu, de, din 2000, mm -hmm. ai dreptate. Da, da. De când a început pandemia și atunci am ales la un moment dat... Că din era septembrie, simplu, exact, septembrie 2000. Era, da, era da, mai da. simplu să ne vedem doar noi și să dezvoltăm niște subiecte pe care vă reamintesc, le găsiți în Spotify, le găsiți în cartea dincolo de Parenting și Teorii, le găsiți pe canalul de YouTube Europa FM și sunt povești foarte frumoase și lecții foarte importante pentru noi în calitate de părinți ai copiilor noștri și pentru noi în calitate de copii ai părinților noștri. Ce o să faci, Gașpar? Ce te faci tu fără mine, Gașpar? Mm -hmm. Nu o să-mi fie ușor, cu siguranță, uh, însă uh, am atât de multe planuri, am atât de multe obiective. Lucrez la această carte nouă despre care tu știi, și lucrez la ea de vreo 2 ani de zile, și se lasă atât de greu scrisă această carte, așa că ăsta e un mare obiectiv pe care. care pe este care este substantiv feminin, <laughs> Trebuie să-ți reziste și ție cineva. Da, da, foarte, foarte bine punctat și voi continua activitatea cu pagina de psihologie, cărțile pe care noi le publicăm la editura pagina de psihologie. Sper să avem și evenimente împreună. Păi asta să le spunem ascultătorilor că ne dorim să punem la cale niște evenimente, adică antrenorul părinților rămâne da, ca da, și da. marcă și noi putem să mai dezvoltăm în zona asta ceva. Aici la Europa FM strict formatul emisiunii Formatul emisiunii. Pentru, și că, pentru că îmi, îmi doresc să vină la microfon uh, oameni. Dacă, dacă uh, lucrurile nu ar fi venit și din partea ta, probabil că nici nu mi-aș fi dat seama că putem să facem uh, diferită această uh, abordare. Vreau să aduc oameni care au schimbat perspectiva în momente cheie și asta i-a salvat. Pentru că, din păcate, să rămânem blocați într-o anumită perspectivă poate să ne coste foarte exact. mult. Și cred că exemplele personale ale oamenilor care în afaceri, în carieră, în relațiile cu copiii, în relațiile cu părinții, în relațiile cu banii, au ales în momentele de criză să schimbe perspectiva și să privească lucrurile dintr-un alt unghi, și să găsească alte soluții. Cred că oamenii au nevoie în acest moment de astfel de exemple. Da. Cât de importante sunt relațiile? În timp, de... ce, în timp ce vorbeai, mă gândeam la faptul că, de fapt, viața, natura, ne încurajează în fiecare zi să schimbăm perspectiva. Pentru că totul se schimbă, de la minut la minut. Doar că noi ne încăpățânăm, vrem să trăim în trecut, vrem să prindem timpul în loc, să nu lăsăm să. Să se transforme. Mai a spus că pentru mine definitorie este schimbarea. <laughs> Și are dreptate, a zis, da, mama. Da, da. De 22 de ani de când te cunosc, singurul lucru care nu se schimbă la tine e faptul că te schimbi tot timpul. <laughs> Dar mie îmi place schimbarea. Mie mi îmi place schimbarea și tocmai de aia îndrăsnesc să fac această emisiune. Cred foarte tare că mie mi-a salvat viața această capacitate de a face schimbări. Această capacitate de a mă muta dintr-o casă în alta, această capacitate de a-mi schimba proiectele foarte ușor, de a uh, renunța la oamenii care uh, nu mai făceau bine și nici eu nu le făceam bine lor, de a închide povești care și-au făcut. Treaba de a încheia, capitole, de da, încheia da. capitole, și asta pe mine m-a ajutat foarte tare să mă duc mai departe într-un ritm foarte accelerat. Și știi ce cred că se mai întâmplă, Mirela, în momentul în care ne asumăm că suntem creatorii propriei povești? Faptul că putem scrie finalul la ceva, ceea ce e dureros pentru că vine cu multe emoții dificile, însă, în același timp, ne dă foarte multă putere. Eu exersez asta la Zurli în fiecare zi. Nimeni nu știe cum ar fi trebuit să arate acel spectacol. Nimeni nu știe cum ar fi trebuit să arate acel personaj. Nimeni nu știe cum ar fi trebuit să sune acel cântec. Da. Nici măcar eu. Drept urmare, întâmplarea joacă un rol foarte important și cum iese așa trebuia să fie. Mm, cred că putem să învățăm asta. Absolut. Eu cred că m-am născut cu ea. Tot ce zici, psihologul. Are sens. Da, e și adevărată sau? E, dacă tu crezi în asta, cu siguranță e adevărat. Dacă eu cred că am 1,85 m <laughs> și 48 de kilograme, că sunt blondă cu ochii albaștri, e adevărat? Da, pentru că în rest totul e relativ. Ce să zic? Gașpar îmi dă din nou motive să-mi pară rău că nu mai vine aici. Pentru că niciun bărbat nu m-a mințit atât de frumos cum o face Gașpar. Și nu m-a lăsat în treaba mea. Gașpar, femeile din viața ta trebuie să fie foarte fericită dacă tu abordezi asta și acasă. Din păcate nu. Au înțeles. Mulțumesc frumos și te Mulțumesc te și eu. Te invit, te invit uh, să ne urmărești pentru cu drag, că cu drag. o să avem invitați foarte faini. Săptămâna viitoare convins. o să vină o fată absolut extraordinară care îl însoțește pe Andreea Bocelli pe toate scenele din lume. Este soprană, este româncă, este superbă, cântă dumnezeiește, are o poveste de viață fantastică și a schimbat Perspectiva, într-un fel absolut surprinzător, și sunt sigură că va inspira foarte mult. Abia aștept lume. să vă ascult. Îți aparține microfonul, dragă Gaspar. Spune-le ce vrei tu ascultătorilor tăi între timp, până te gândești tu că văd că ai nevoie <laughs> și până te gândești tu, Gașpar, la ce le vei spune ascultătorilor, pentru că îmi dau seama că ai nevoie, eu îi invit pe pagina Mirela Retegan cu bifă albastră, pagina aceea oficială, unde îi invit să răspundă de acum în fiecare duminică la întrebarea emisiunii. Întrebarea este una foarte simplă. Care e ultimul capitol din viața voastră pe care l-ați închis? Așa cum închidem noi aici da. colaborarea noastră pe emisiunea Antrenorul Părinților. Sunt două mesaje, Mirela, pe care le am. Un mesaj pentru ascultătorii noștri și un alt mesaj pentru tine. Ascultătorilor noștri și celor care ne-au urmărit pe YouTube, aș vrea să le mulțumesc pentru tot timpul pe care l-am petrecut împreună. Și m-aș lega un pic de titlul cărții tale și anume mesajul cheie pe care aș vrea să-l luați după această primă ediție din Schimbă Perspectiva e că fiecare dintre noi astăzi, aici, acum, poate face un pas decisiv, important, pentru a schimba ceva în viața sa. Iar pentru tine, Mirela, mulțumesc frumos că timp de trei ani mi-ai dat voie să fiu partenerul tău de dialog aici pe acest fotoliu verde și sper că începând de săptămâna viitoare să fie partener de dialog cu care să trăiești aceeași experiență și să construim împreună mai departe această energie vindecătoare. Dragul meu, Gașpar, am fost monogamă trei ani de zile, a fost cea mai lungă relație din viața mea. Mă întorc la poligamie de săptămâna viitoare. Mulțumesc frumos! Mulțumesc și eu, a fost o plăcere! Vă mulțumesc foarte mult tuturor și începând de astăzi, duminică de duminică, învățăm împreună cum să schimbăm perspectiva, pentru că lucrurile pot fi privite din foarte multe unghiuri și în majoritatea cazurilor există infinite soluții pentru orice problemă. Sumire la retegan! Schimbă perspectiva astăzi, aici, acum. Schimbă perspectiva cu Mirela Retegan la Europa FM.